oportunitățile au început să apară și atunci sfatul meu pentru tineri, pe care l-am și transmis astăzi, pentru că am avut întâlniri cu elevii de la Alexandrie și cu elevii de la Ferdinand, a fost acesta. Fiți mobil profesional doar pentru ca să vă exercitați un drept și nu ca să culegeți ceea ce rămâne pe piață de la alții care refuză așa ceva. Dar revenind la problema esențială, trebuie să ne adaptăm și noi sistemului cerințelor actuale ale pieței și să pregătim oameni de care piața europeană are nevoie. Asta înseamnă schimbări importante în sistemul de educație. O a doua chestiune este o constatare de asemenea surprinzătoare, și anume că tinerii, în general, nu sunt bine pregătiți profesional. Deci toate aceste concluzii pe care eu vi le prezint acum sunt trase ca urmare a dezbaterilor care s-au făcut pe marginea acestor două rapoarte privind șomajul în rândul tinerilor. Deci, mai multă seriozitate, școala românească încă produce oameni mai bine pregătiți profesional decât alții, este un sistem mai pretențios și atunci pregătirea este mai bună, dar în același timp există această problemă. Tinerii trebuie să fie mai conștienți de faptul că trebuie să învețe cum trebuie. O inițiativă bună, sau chiar două, pe care Comisia Europeană ne-a prezentat-o și cu care noi în Parlament am fost de acord, este aceea a constituirii unui cadru european de calitate pentru stagii. Deci, cu alte cuvinte, toți tinerii care sunt cuprinși în stagii profesionale, în perioada următoare, vor avea parte de o coordonare la nivel european. Ceea ce e un lucru foarte bun pentru Europa și pentru tinerii români, pentru că în felul acesta stagiile nu rămân fără urmări. Pregătirea aceasta profesională îi va ajuta să-și găsească de lucru la nivel european. Și a doua, se va organiza cât de curând, există fonduri, o alianță pentru ucenici. Știți bine că se caută meserii care pot fi perfecționate, nu-i așa, în care se poate face calificare, cu ucenicie. Și mai știți de asemenea că am un mesaj pe care îl transmit și l-am introdus într-o serie de rapoarte, ca perioada de ucenicie să conteze ca o perioadă remunerată pentru pensie. Deci ucenicia poate să dureze 6 luni, dar poate dura și 2 ani. Deci, trecând peste această dorință a mea ca această ucenicie plătită să fie considerată parte a perioadei de contribuție, ideea aceasta a unei alianțe la nivel european pentru ucenici, de asemenea, privește, ajută pe cei tineri să-și poată găsi locuri de muncă. Concluzia acestor dezbateri a fost că resursele destinate pregătirii tinerilor sunt, practic, o investiție. Așa este privită această cheltuială. Nu ca o cheltuială, ci ca o investiție. O supărare a mea, care a apărut și despre care am vorbit în mai multe ședințe ale Comisiei de Muncă, este o tendință recentă care se manifestă, cu siguranță este o tendință politică, și anume a pune în antiteză mobilitatea profesională cu exodul economic, cu migrația. Vă explic imediat. Deci nu se mai vorbește despre mobilitate profesională sau nu se vorbește cât am vrea noi să se vorbească, se vorbește despre migrația forței de muncă. Ori migrația forței de muncă este înțeleasă de multe ori ca fiind a cetățenilor europeni. Și eu am ridicat această problemă și am spus, un cetățean european nu poate să fie pe teritoriul Europei emigrant, migrant. Dacă își schimbă un loc de muncă sau caută un loc de muncă, el nu poate să fie considerat că migrează. Și atunci am auzit din partea unor colegi din Spania, de pildă, următoarea interpretare. Da, dar dacă această deplasare a forței de muncă se face ca urmare a exodului economic, asta însemnând că oamenii ăștia vin din țări în care nu-și găsesc de lucru, țări mai sărace, țări care n-au reușit să le ofere posibilități, asta nu mai înseamnă mobilitate profesională, ci înseamnă migrație. Este un punct de vedere periculos, pe care am căutat să-l combat. Am făcut scrisori către Barroso, către comisarul Andor și am cerut în același timp și sprijinul președintei comisiei noastre care este un eurodeputat francez, și am avut această dezbatere interesantă. Cei mai mult m-au sprijinit grecii, care au o problemă asemănătoare cu noi, dar este bine că în felul acesta îi asociem și pe alții la aceste tipuri de mesaje care trebuie dezbătute la adevărata lor valoare în Parlamentul European. Vroiam să vă mai spun puțin despre cele mai noi rapoarte pe care le-am primit. Sunt câteva de maximă importanță, cred eu, și pentru România, nu doar pentru mine ca europarlamentar. Și anume, acțiunea externă a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, politica externă a Uniunii Europene este analizată din punctul de vedere mai ales al dimensiunii de gen de către Comisia pentru Femei. Și aici, chiar dacă sună ușor alambicat, am să vă explic imediat despre ce este vorba. Deci, analizăm situații în care Uniunea Europeană intervine în conflicte din exteriorul Uniunii, Irak, pardon, Yemen, Siria, asta fiind numai câteva exemple, acolo unde, datorită conflictelor sângeroase, există foarte multe victime femei și copii. Și atunci încercăm să identificăm felul în care dimensiunea de gen poate acționa, poate contribui la creșterea impactului politicii externe a Uniunii Europene asupra populației din țările în care se petrec aceste conflicte. Avem un comisar, doamna Ashton, care este o femeie. Există multe femei între specialiștii care o însoțesc, dar în același timp se constată ca de multă vreme, cu multă vreme în urmă, că atunci când încep conflictele, deși cele mai multe victime sunt tot populația civilă, deci femeile și copiii, femeile sunt puțin întrebate. Și atunci asta este o temă interesantă pe care voi raporta. O a doua este cea legată de strategia europeană de integrare a romilor. Și aici, iarăși, vreau să vă spun că am insistat să fiu numită raportor și am să vă fac foarte, foarte pe scurt o istorie. În 2011, Uniunea Europeană a elaborat o strategie de integrare a populației rome. În 2012, toate statele membre au produs câte un raport. Și am ajuns la concluzia că România este cea care are cele mai multe acțiuni concrete pentru integrarea romilor. Am de gând ca în acest raport să fac o privire comparativă a felului în care fiecare stat înțelege să își administreze această problemă, pentru că nu sunt numai români, romii. Există travelers, călătorii, boemienii, etc. Au mai multe denumiri și în Anglia, și în Franța, și în alte țări. Și ideea este că vreau să pun accentul, pe de o parte, pe combaterea stereotipurilor vis-a-vis de etnia romă, pentru că nu ne putem permite să aruncăm anatema asupra întregii etnii și consecința este și asupra poporului român în general. Și în al doilea rând, consider că în legătură cu romii trebuie să fie foarte serios pusă în discuție problema liberei circulații a cetățenilor europeni. Deci sunt două aspecte pe care vreau să mă concentrez, pentru că în felul acesta, sunt convinsă, voi face ca problemele României, între ghilimele, cu care îi se pun în cârcă României și pentru care România este deseori criticată, să fie practic considerate probleme europene. Am mai spus acest lucru, îl repet, și acum este un moment foarte bun pentru ca să cer la nivelul Parlamentului European să se recunoască caracterul european al acestei probleme, pentru că altfel degeaba suntem criticați și foarte recent cred că a ieșit chiar un oficial francez care spunea, după vizita a reprezentanților Franței la noi, care spunea România nu face suficient pentru integrare. Este o afirmație... Face jandarmeria franceză. Este o afirmație... La ministrul de interne care vorbea despre Schengen. Bun, deci suntem români cu toții, chiar dacă dumneavoastră sunteți ziariști, și cred că sunteți de acord cu mine că este datoria mea să mă ocup, să prind această oportunitate pentru ca să le cer, să ne sprijine și să recunoască că este un lucru important. Combaterea homofobiei. Aici este un raport pe care l-am primit datorită faptului că în Comisia pentru Drepturile Femeilor s-a spus că este o temă foarte complicată și m-a rugat pe mine să o iau.